La nivelul întregii țări sunt aproape 750 de unități de învățământ selectate în programul lansat începând cu acest an școlar 2022-2023 de Ministerul Educației privind introducerea catalogului electronic. 13 dintre școlile selectate sunt din județul Hunedoara. În acest an, un număr de 13 unități de învățământ din județul Hunedoara au statutul de unități pilot în implementarea catalogului electronic. Astfel, școlile pilot renunță la catalogul clasic, optând pentru cel electronic. Prin intermediul acestuia, notele elevilor ajung direct și sigur pe telefoanele părinților printr-un simplu e-mail. Cele mai multe unități școlare incluse în proiectul pilot sunt din Deva și Petroșani, câte 3. Deva, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Liceul cu program sportiv Cetate, Școala Gimnazială Andrei Șaguna, Petroșani, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva, Școala Gimnazială numărul 7, Hațeg, Liceul Teoretic Ice Brătianu, Brad, Liceul Teoretic Avram Iancu, Școala Gimnazială Mircea Sântimbrianu, Simeria, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini, Aninoasa, Școala Gimnazială Sfânta Varvara, Aninoasa, Luncoiu de Jos, Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, Vața de Jos, Școala Gimnazială. Catalogul electronic este opțional, dar școlile pilot au obligația să-l tipărească și să-l arhiveze la finalul anului. Ministerul Educației intenționează ca în următorii ani toate școlile să aibă cataloage electronice.